Salut, Raul, de la Libertate în IT, sunt aici alături de Mircea Fechet. El e proaspăt freelancer și e de fapt primul interviu pe care le iau pe zona de QA, în zona asta de freelancing. Mai întâi vreau să te întreb cam ce experiență ai tu în programare și de când ești în zona asta de QA și ce faci pe zona de QA? Mi-am început cariera în IT acum 6 ani și ceva printr-un internship. Am plecat etapizat de la level 0 la level 1, ca să spun așa, după mai mulți ani de corporații și de schimbat firme de la noi din țară, am ales să îmi iau viața în mâini și să încerc să mă duc mai departe, să-mi lărgesc orizontul contractelor pe care le-am. Uite, o chestie interesantă pe care eu o făceam când eram programator era că la un moment dat știu că trebuia să învăț test-driven development și noi ca developeri am început să scriem și noi teste. Bine, nu era același lucru ca un QA, dar am început să scriem teste și aici sunt curios dacă ce tip de QA faci sau ce tip de QA ai făcut de când ai început. Eu fac exclusiv testarea automată. În ultimele două proiecte pe care le-am avut, am creat framework-uri de la zero pentru diferiți clienți care nu aveau testare automată deloc. Luam seturile de scenarii, scriam framework-ul, începeam să fac codul, începeam să fac suitele de test. Nu știu dacă ai auzit de Smoke, Sanity, Regression. Practic, încercam să le fac Smoke-ul, chestia care era cea mai de bază. După care continuam să adaug în pool-ul meu de teste, dar pe ăla maxam prima dată. După ce aveam smoke-ul făcut, mă ocupam și de partea de pipeline ca să-mi rulez testele într-un mod automat și aia e. Și scoteam rapoartele la final de sprint, am lucrat Kanban, am lucrat Agile, depinde de contextul în care m-am regăsit. Ok, cool. Momentan cu ce tehnologii lucrezi sau care sunt tehnologiile principale pe zona asta de testare automată? Cel mai mult și unde mă simt eu cel mai confortabil este în .NET. Ideea e în felul următor. Folosesc .NET cu Selenium pentru UI, okay. .NET cu HTTP sau HTTP client sau cu REST Sharp pentru partea de API. Deployment tool-ul e tot de la Microsoft cu Azure. Astea și știu să fac eu de la zero, from scratch, unde mă simt confortabil. Dar mai am experiență cu Cypress, am văzut foarte multe contracte cu Cypress, am văzut foarte mult JavaScript în piață și Playwright. Playwright-ul este ceva pentru mine unde o să mă duc în viitor apropiat. Tot ceea ce am enumerat până acum, să adaug un alt layer, care e cel de scris scenarii, unde să folosesc tool-uri ca și Cucumber sau Specflow. Și mai am o leac de knowledge în zona de Jenkins și AWS. Dar în momentul în care ajung într-un proiect unde să folosesc lucrurile alea, le învăț și le știu capitatul nostru. Awesome, super tare. Și ai băgat un pic și pe CICD, pe pipeline-uri de gen. Bine, yes. Ajută la teste, că probabil testele se rulează prin continuous integration și development. Adică aia mi-a adus succes, sincer. Ăla a fost faptul că știu să fac pipeline-urile și știu să-mi rulez testele acolo și știu ce fac, mi-a adus cel mai mult leverage și toată lumea a rămas. Da. Că nu prea auzi tester care se bagă și care încearcă să se ducă acolo. Știi, mulți nici nu știu să scrie cod. Da, da, e totul nou. Adică are sens cumva pentru un tester să știe și lucrurile de genul. Pentru că, până la urmă, asta e scopul la integration la și development, ca să rulezi și testele automat. Bun, și eu sunt curios de ce ai ales să lucrezi cu noi la Libertate în IT, în condițiile în care noi nu am prea vorbit public despre QAs. Acum, ți-am spus că tu nu știai de lucrul ăsta, dar noi am mai avut o persoană care a finalizat programul pe QA și momentan e freelancer. Dar încă eu nu eram suficient de confortabil să zic, bă, hai să fac un testimonial și să văd, să arăt lumii că se poate, pentru că aveam un data point. Știi? Acum, când te văd și pe tine și am văzut cum ai rulat programul, da, ok, e momentul, știi, să facem lucrul ăsta. Da, mi-am pus și eu întrebarea asta. De ce aveți impresia asta? Nu era neapărat o impresie, era pur și simplu, știi cum o vedeam, cum văd eu lucru cu Libertatea Analitică. Dacă eu am făcut lucrul ăla, atunci sunt foarte confortabil să-l prezint, chiar dacă nu țin neapărat de programare, știi, mai degrabă că sunt foarte confortabil eu că înțeleg domeniul. Eu coding am făcut, am lucrat pe toate tehnologiile, câte ceva din fiecare și am fost freelancer. Pe testare am avut foarte puțin
contact, știi? Adică am lucrat un pic cu Selenium, am încercat Protractor-ul la un moment dat, au fost chestii pe care le-am făcut. Multe lucruri din care mi le-ai spus tu mai înainte nu le cunosc și recunosc lucrul ăsta. Dar mi-am dat seama că sistemul pe care îl avem, într-adevăr, nu ține neapărat de tehnologie, dar în același timp eu mă simt mai confortabil să vorbesc despre lucruri pe care le cunosc foarte bine, știi? Adică inclusiv... Am înțeles. Știi că eu, având foarte, foarte mulți prieteni devi, eu chiar așa sunt singurul tester din jurul meu. Da. Toată lumea crede că e cu totul și cu totul diferit. Dar eu, uite, mă uit la ce faceți voi, mă uit la ce fac prietenii mei, mă uit la ce fac eu și îmi dau seama de eu sunt o rotiță fără de care nu va merge. Exact, da. Dar e același mecanism indien. Ce merge la dev, merge și la mine. Uite, de asta vreau să avem de astăzi, pentru că vreau cumva să văd cum a fost părerea ta, cum ai trecut prin program și dacă vezi diferențe între development și testing. Pe zona asta de freelancing mă refer. Diferențe din ce punct de vedere? Din abordarea persoanelor? Sau... Nu, din sistemul în general. Adică dacă ai simțit sistemul că, ok, pentru mine ca tester a fost diferit sau că ai văzut cum au acționat și colegii tăi din program. Adică e greu să-ți dai seama de cum... Nu, crede-mă pe cuvânt că a fost cea mai țeavă chestie pe care am făcut-o și a fost straightforward. Deci a fost super straightforward. N-am avut niciun impediment pentru că fac UI automation. Toate lucrurile au trebuit doar să-mi schimb chestiile în mesaje și aia a fost tot. În rest, cu cine ajungeam să vorbesc, știa deja ce fac, de ce fac și cum fac. Nu mă întreba nimeni chestii awkward. Cred că era fix. Trebuie să ajung că ai observat că sunt oferte suficiente și pe QA în zona asta de freelancing. Până la urmă, de freelancing. Știi ce nu o să găsești niciodată? Scuze-mă că te întrerup. Nu o să găsești B2C-uri. Asta e normal. Adică n-am nicio șansă. Mai ales dacă vrei rate mari, știi? Acum, legat de partea asta de rate în QA, cam ce rate ai văzut în piață? După market intelligence-ul pe care l-am făcut în perioada de lead generation, cel mai mare rate a fost de 60, după care am văzut rate-uri de 52, respectiv 50. Eu am reușit să iau un 47,5 și, bineînțeles, sunt și ciurucurile de 30-25. Asta vreau să menționez pentru lume. Ești la primul proiect ca freelancer pe QA. Și un rate foarte bun pentru început, adică o să-ți dea un boost enorm pentru următorii pași din procesul ăsta de creștere în freelancing. Absolut. Sunt foarte fericit pentru rezultatul tău și pentru că ai validat, practic, că QA-ul automation e la fel de căutat în freelancing ca și poate programarea, știi, sau alte domenii în zona asta de freelancing. Care a fost, poate, cel mai mare obstacol pe care l-ai avut în trecerea asta spre freelancing pentru tine? Știi că am avut noi discuții mai de mult, cum tu îmi spuneai că te-ai apucat să faci o grămadă de lucruri fără să știi de fapt ce vrei și cum să faci. Okay. Cel mai mare obstacol a fost să mă calmez și să o iau cătinel, cătinel, cu niște mentori, să mă duc cu niște oameni care deja au cunoscut, au mers pe drumul ăla și știu cum să te ghideze. Am avut eu un mindset problem. Ok. Uite, o chestie pe care am observat-o la tine din proces. Bine, în primul rând că ai terminat procesul foarte repede. Adică cred că ești o persoană care l-a terminat în 3 săptămâni. Prima a fost Delia și am și menționat asta în video cu ea. Și deja din a 4-a săptămână ai avut primele oferte. O altă chestie pe care am observat-o e că la un moment dat, cred că în săptămâna 2 de proces, ai avut un crash emoțional, cumva. Adică ai fost foarte low emoțional. Da. Am discutat despre asta într-un call. După aceea, în următoarea săptămână, erai high. Știi că, bă... Spune ce s-a întâmplat în perioada aia. Cum ai simțit lucrurile respective? Sunt niște teme foarte interesante pe care nu o să le divulgăm acum. Și a fost după tema 3, am impresia, perioada aia. Eram exhausted. Mi se înnecaseră toate corăbile pentru că luasem personal un feedback pe care l-am primit din altă parte. Un feedback de aveam... o persoană, de la un prieten sau de la cineva exterior? Au fost mai multe lucruri. Au fost de un recruiter, un amic și o discuție cu părinții. Toate trei combinate în aceeași zi. Mi-o cam luat capul razna. Dar după ce am vorbit cu voi, m-am simțit extraordinar bine. Tu chiar ai intrat la toate call-urile pe care le-am avut până acum, la toate Q&A-urile. Da, am devorat tot circle-ul, m-am uitat în toate recording-urile, am făcut tot ce-a stat la mine în putere ca,
ca să reușesc. Ce zic părinții acum? Ai vorbit cu ei de asta? Că tu, bine, de acum ai început un freelancing, dar sunt curios dacă l-ai povestit. Da, și pot să zic că ei au fost un factor de stres pentru că mi-am dat seama că anumite lucruri trebuie să le ținem la noi în ogradă. Să nu mă duc și să povestesc chiar tot ce simt, pentru că eu avându-vă pe voi și văzând că suntem mai mulți oameni care trag în aceeași direcție și există zero posibilitate de failure, când mă duceam acasă și povesteam toate chestiile astea, cumva părinții mei, neavând context, se stresau foarte, foarte tare. Bineînțeles, acum este ireal chiar și pentru ei și sunt într-o perioadă de tranziție să digere situația în care eu mă aflu, chiar dacă este una foarte bună, părinții, tot părinții, in the end. Și I want to make them happy. Foarte tare, foarte fain. Și eu sunt convins că o să fie mândri de tine, mai ales după ce încep să rulezi primele 2-3 luni pe nou proiect. Despre cum e proiectul ăsta? Este o echipă Scrum, la capacitate full. Eu o să fiu pe un sector de mobile, din câte am înțeles. Este o aplicație financiară care își dorește să rezolve niște asset management și mă voi ocupa de partea de testare automată pe API-uri. Ei au un proiect care este deja în dezvoltare. Proiectul a început în aprilie. Este scris de un dev și vin eu, jump in, să iau treaba de la el și să-i ajut să meargă cu regression-ul, cât, să adăugăm cât mai multe teste în regression suit. Mai mult decât atât, nu știu, cred că o să fie cu daily, cu da, retro normal. requirement. Da. Am vrut să întreb și de țara din care e clientul. Clientul final este din UK. Ok, super. Da, o țară cu high buying power. Bine, până la urmă, bănuiesc că și înainte lucrai pentru clienți care erau din afară, ca și tester, doar că lucrai prin piața din România. Adică, da, tu pentru clienți din afară lucrezi. O chestie pe care vreau să te întreb e cum te simți acum față de momentul în care ai intrat în program. Știu că nu trecut mult timp, că e jumătate de o lună și o săptămână în program, dar îți curios cum te simți momentan. Băi, pentru mine programul ăsta a fost așa un... Știi, în momentul în care am intrat în program, că ăsta e cel mai tare exemplu, eram așa. Acum sunt așa. Vezi mai clar. Văd totul... Da, sper că vezi mai clar. Da, văd totul cu alți ochi. Sunt mult mai calm. Am pace în suflet. Nu că m-a ajutat programul numai pe parte de freelancing, cât m-a ajutat în viața mea. Am început să fac sport, am început să mănânc mult mai bine, am început să am un program, am început cu jurnalul, am încercat să ridic barierele, mă înțeleg mai bine cu iubita mea, sunt mult mai calm cu Snoopy, am un bulldog francez care mă mușcă de picioare de fiecare dată când nu-l bag în seamă. Foarte tare. Asta de asta... parte de mindset, adică videourile la care te-ai uitat de pe Circle, da, de evenimente. Da. Spuneți la oameni să uite acolo că e another level. Ce am văzut cu chestia cu Zec și cu tabelul de conștientizare, sper că nu i-am încurcat băieți. Da. Pe mine m-a nebunit și mai productivitatea și calendarul aveți voi și așa, man. Are you humans? Foarte tare, mă bucur că s-a fost utile. Ce sfat le-ai dat la cei care spec ei momentan și lucrează pentru filme din România sau în piața din România? Că sunt convins că sunt mulți care se gândesc la freelancing. Eu până acum am refuzat foarte multe persoane pe QA. Adică nu o să te mint că nu am vrut să iau, nu am vrut să luăm. Și acum am deschis practic porțile și pentru QA. Adică trebuie să-i bată cu programatorii ca să intre în program, dar îți curios ce părere ai tu despre zona asta momentan. În primul rând vreau să încurajez pe toată lumea să se ducă pe partea de QA automation și să învețe să scrie cod, să o ia etapizat și să încerce să-și facă proiectele de la zero și în momentul în care sunt confident pe tot ceea ce știu în legătură cu skillurile necesare să scrie teste bune și nu flaky, să învețe puțin cloud și să fugă să aducă bani acasă. Asta e cel mai fain spat. Mircea, eu vreau să te felicit pentru rezultatul pe care l-ai obținut și vreau să-ți mulțumesc pentru interviul ăsta, că ești prima persoană care o vorbi despre zona asta legată de QA. Oricum, ne auzim în continuare în comunitate și
Abia aștept să treci la next level după proiectul ăsta. Asta e numai începutul pentru tine. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru tot ce faceți pentru această comunitate. Dacă momentan ești în zona de QA și te-ai gândit să faci freelancing, am deschis înscrierile pentru Libertate în IT și pentru zona de QA. Desigur, trebuie să te bazi pentru locuri cu programatorii, că avem număr limitat de locuri lunar, dar dacă ești interesat de lucrul ăsta, putem să ne auzim o discuție gratuită și să vedem cum te putem ajuta și să vedem dacă te putem ajuta în stadiul în care ești. E o chestie nouă la Libertate în IT, nu am mai făcut chestia asta până acum, am luat doar experimental prima persoană. Mircea a fost prima persoană pe care l-am luat de bune pentru că am vrut să luăm ca și QA. Aparent funcționează și eu sunt încântat de lucrul ăsta. Așa că ne putem auzi la un call oricând și dacă ești cu ei. Eu am fost Raul de la Libertate IT și cu Mircea Fechet. Salut, salut! Salut!